Sorin a venit în trafic. Și traficul este, în mod paradoxal, foarte aglomerat acum, la ora asta, la intrare în oraș. Nu-mi dau seama de ce. Oricum, orașul și-a pierdut echilibrul din punctul acesta de vedere și sunt momente în care ne este foarte greu să ne descurcăm în trafic. Dar asta nu ne scuze cumva și faptul că am întârziat vreo 30 de minute mi-aduce aminte de ce se întâmpla prin anii 90, când noi organizam conferințele la Ascor. Părintele Sorin mai mult, eram și eu pe acolo, și erau conferințe mai ales ale părintelui Galeriu, care a trecut la Domnul. Părintele Galeriu confirma că ajunge la conferință, venea de la București cu mașina special pentru conferința care avea loc sau se ținea la Casa Studenților. Era sala, era plină, balconul niciodată n-a fost funcțional decât foarte târziu, dar sala era plină cu studenți, cu tineri și Părintele Galeriu pleca întotdeauna măcar cu 3 ore mai târziu din București. Și noi așteptam să vină și de fiecare dată, sau în majoritatea timpului, întârzia multe ore. Și tinerii așteptau și el venea, apoi era un om extraordinar. Poate unii dintre dumneavoastră l-ați auzit. Dacă nu l-ați auzit, să-l căutați pe internet, să-l găsiți. Era un foarte bun orator, un foarte bun predicator. Dar avea darul acesta că uneori, dorind să ajute pe alții, pleca mult mai târziu decât ți-ai fi putut închipui, știind că noi, cei care eram tineri, îl așteptam ore întregi ca să vină. Și lucrul se întâmpla, până la urmă ajungea. Și întâlnirea dura până târziu, în noapte. Ceea ce în cazul nostru nu se va întâmpla, pentru că întârzierea este mult mai mică, dar mi-am adus aminte de lucrul acesta și am vrut să vi-l împărtășesc. Astăzi, așadar, ne revedem a doua oară în acest post al nașterii Domnului. Data trecută am încercat să învățăm câte ceva despre esențial sau măcar să învățăm cum să nu-l ratăm. Astăzi, fiind într-o zi de lucru, sunt și mai puțini participanți la această întâlnire. Astăzi dorim să vorbim despre echilibru. Echilibru sau dreapta socoteală, cum ar spune Sfinții Părinți, echilibru și de care avem foarte multă nevoie în viața noastră. Dacă ne pierdem echilibru, lucrurile se pot complica foarte mult în viața noastră și Sfinții Părinți au foarte multe învățături despre cum să câștigăm echilibru sau pacea. Echilibrul vine împreună cu pacea, pacea lăuntrică, pacea interioară, care de fapt e sursa echilibrului în general și în orice situație. Așadar, nădăjduiesc că Părintele Sorin a avut timp să mediteze și mai mult în mașină, venind în trafic până aici, și mesajul lui va fi și mai folositor pentru noi. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere, pentru înțelegerea dumneavoastră, pentru răbdare. Intrăm direct în temă, pentru că deja introducerea a fost făcută foarte bine și lin de Părintele Constantin. Ne-am gândit împreună la acest titlu, Notițe filocalice de pe frontul luptelor cotidiene despre pacea lăuntrică și beneficiile ei, acesta fiind subtitlul întâlnirii noastre. Mi-a venit în minte să discutăm despre echilibru plecând de la o constatare pe care au făcut-o câțiva autori judecând lumea în care trăim și această constatare ne privește pe toți într-un fel. Am pierdut echilibru vieții și lucrul acesta se vede în statistici. Statisticile arată multă suferință, mai ales în societățile civilizate, unde există prosperitate.
Prosperitatea are în spate și angajamente profesionale mari. Puțin dintre noi pot să se bucure de prosperitate și de ofertele bogate ale acestei civilizații dacă nu au în program multe ore de lucru care să le dea posibilitatea să câștige suficient de mult pentru a putea să se bucure de aceste oferte. Și de cele mai multe ori, bunăstarea ascunde foarte multe angajamente și responsabilități profesionale. Indiferent dacă vorbim de sectorul lucrativ, adică acel sector care îi cuprinde pe cei ce muncesc propriu-zis, sau pe cei care fac managementul acestor activități, sau pe cei care dețin aceste activități. Și patronii, și managerii, și cei care lucrează propriu-zis, muncesc din greu pentru a-și păstra solvabilitatea sau posibilitatea de a accede la ceea ce se oferă într-o societate prosperă, indiferent dacă vorbim de bunuri materiale sau de divertisment sau de servicii. Ei bine, aici stă cumva una din cauzele care provoacă multe poveri sau piedici pentru aceia care vor să cultive pacea și să ajungă la echilibru. Și ne ajută mult reflexia aceasta pentru că suntem într-o lume în care avem puțin răgaz să ne gândim la ce condiții de viață am reușit să amenajăm, pe de o parte, și pe de altă parte, fără o astfel de reflecție, noi nu reușim să mergem mai departe. De fiecare dată când vrem să schimbăm ceva, important este să ne gândim sau să reflectăm cu atenție la situația de lucruri pe care o avem la îndemână la momentul respectiv. Ei bine, aici, în zona aceasta a muncii și a divertismentului, sunt ascunse în mod obișnuit cauzele pentru care nu reușim să dobândim foarte repede liniștea și, având o anumită liniște, o anumită pace, să putem cultiva echilibru sau viața echilibrată, viața cumpătată. Am avea, deci, pe de o parte, un fel de presiune profesională pe care o resimțim, indiferent dacă suntem studenți sau elevi sau angajați deja, sfera profesională creează o presiune, avem de dat examene, trebuie să învățăm, avem de traversat diverse stagii de pregătire, există o cerință pe care trebuie să o îndeplinim, iar dacă avem deja o profesie, avem ținte săptămânale uneori pe care trebuie să le acoperim. În partea cealaltă există o presiune a divertismentului. O presiune a divertismentului pentru că există foarte multe programe care se cer văzute, foarte multe oferte, foarte multe servicii, noi pachete promoționale la diverse sărbători sau obiecte care ne propun experiențe noi. Și această presiune din două direcții creează o stare neadecvată pentru pace și pentru liniște, să spunem. Un cuvânt le unește pe amândouă, presiunea profesională și presiunea divertismentului. Și este un fel de rădăcină pentru absența păcii și pentru dificultatea de a cultiva echilibru. E o expresie, de fapt. Mai mult. Mai mult întâlnim și în sfera profesională, ni se cere mai mult de pe o zi pe alta sau de pe o săptămână pe alta. Ni se cere să știm mai mult, ni se cere să facem mai mult. Ni se cere mai mult în general. Nu știu dacă tot timpul suntem plătiți mai bine, dar în mod cert ni se cere mai mult. Dacă nu mai mult cantitativ, măcar mai mult calitativ, în sensul de mai bine făcut.
Iar în privința divertismentului, avem parte din experiența pe care o avem în mod obișnuit la dispoziție de o diversitate tot mai mare de experiențe, de o serie tot mai bogată de produse sau producții sau articole. Și aici ni se oferă mai mult. Și dacă ne uităm și în biologia noastră, potrivit unor cercetători care sunt mult documentați în maniera aceasta de mișcare a lumii și a omului, avem o biologie care este setată pentru mai mult. Cei care sunt pasionați de performanță sunt expresia noastră, cea mai vie a acestui mai mult care ne animă. Ne luptăm cu ținte și ne bucurăm dacă reușim să dovedim că suntem în stare de mai mult. Și în multe privințe, atractivitatea aceasta pentru sportivii de performanță sau pentru eroi ține de acest mai mult pe care îl avem setat în biologia noastră. În plan profesional, mai mult înseamnă mai multă performanță, mai multă eficacitate, mai mult cantitativ pentru ceea ce facem. Asta înseamnă și mai repede și ritmul vieții se schimbă sub presiunea acestui mai mult, care înseamnă și mai repede, care ar putea să se transmită în toate compartimentele vieții noastre. Acest mai mult, mai repede, resimțit în plan profesional, ar ajunge uneori, cel puțin, în toate sfera vieții noastre personale. Și mulți dintre noi, cred că, dacă ne analizăm atent, o să vedem că de adesea ajungem acasă cu un ritm al serviciului care ne fixează și modul în care facem activități acasă. Purtăm de la serviciu o anumită hiperconectivitate, hiperverbalizare, hiperenergizare, surescitare și păstrăm un fel de ritm activ chiar și acasă, deși de 2-3 ore bune am terminat serviciul. În zona divertismentului, acest mai mult înseamnă mai diversificat, înseamnă mai tare, mai atractiv, mai interesant, mai apetisant. Și autorii care investighează această apetență a ființei noastre pentru mai mult așează la rădăcina biologiei acestui mai mult un circuit. De fapt, sunt două circuite care, din punct de vedere neurofiziologic, sunt sensibile la dopamină. Am adus cu mine o carte, să vă recomand să o citiți în cazul în care timpul vă permite. Cartea se cheamă chiar așa, Dopamină. Este scrisă de Daniel Lieberman și autorul principal al acestei lucrări. El este cunoscut ca fiind un cercetător în neuroștiințe și celălalt, Michael Long, este cunoscut, dar Lieberman este mult mai cunoscut. Sunt doi Lieberman în cercetările neuroștiințelor. Unul este Matthew Lieberman, care este cunoscut pentru cercetări pe care le-a evidențiat încă din 2000-2003, are articole importante despre cât de mult contează experiențele sociale în configurarea stărilor emoționale, dar acesta este Daniel Lieberman, care e mai puțin cunoscut publicului din România. Această carte vorbește despre mecanismele pe care o să le punctăm un pic în seara aceasta. Foarte interesant în acest mai mult este felul în care societatea s-a configurat, pentru că lumea culturii și a divertismentului, dar și lumea profesională s-a pliat foarte bine peste acest mai mult, peste presiunea care uneori vine dinăuntrul nostru, când e vorba, de exemplu, despre mai multă plăcere, mai multă noutate, mai multă surpriză, dar uneori vine din afara noastră, mai multă eficacitate, mai multă viteză, mai mult volum de lucru.
societatea s-a configurat așa. Sfera profesională s-a configurat după acest mai mult, ni se cere mai mult, pentru că ni se promite mai mult. Uneori acest mai mult pe care îl cere profesia este un mai mult căruia îi corespunde o retribuție mai mare și retribuția mai mare ar putea să fie mai atractivă decât cealaltă, care este, să spunem, cunoscută deja, și asta s-ar putea să ne alimenteze cu energie pentru a achiesa sau a accepta cel mai mult profesional. Divertismentul vine cumva mai performant în zona aceasta, pentru că ceea ce ne atrage este mai multă plăcere, dar ne atrage de asemenea și surpriza sau noutatea. Există o noutate care în divertisment, cel puțin, e greu de evitat, pentru că și cei care produc și cei care difuzează știu să o facă foarte bine și ne cuceresc cumva cu acest nou sau această surpriză pe care o au în spatele producțiilor acestora, ascunzându-se multă știință. Ei bine, toate configurează, deci, un mod de a fi care vine din această cultură și profesională și de divertisment, fixată sau construită pe acest principiu mai mult și poate primi acest apelativ sau, să spunem, denumire generică de cultură dopaminergică. Este o cultură care stimulează foarte mult circuitele dopaminergice, dar care, ca să nu fim atât de tehnici, înseamnă de fapt o cultură care stimulează sau trăiește de pe urma lui mai mult. Eu poate să stimuleze acest mai mult, mai multă plăcere, dar poate să și trăiască de pe urma acestui mai mult pe care și-l dorește omul, pentru că se bazează pe dorința noastră de mai mult și exploatează această dorință, dar nu trebuie să ascundem faptul că ea și cultivă în același timp această dorință. Ea ne cultivă și ne stimulează să vrem mai mult și după ce ne-a stârnit să vrem mai mult, se hrănește cu mai multul nostru, cu căutările noastre, cu dorințele noastre. Spuneam și data trecută și acum merită să intrăm un pic în detaliu, suprapunerea teribilă a acestei culturi și a dispozitivului tehnic numit telefon mobil face din această civilizație în care trăim noi perioada din istorie în care suntem expuși la modul cel mai pregnant tentațiilor care ne risipesc. În câteva privințe, cel puțin, putem spune că niciodată în cuprinsul istoriei omul n-a fost mai puternic ispitit decât astăzi. Prin obiecte sensibile, să spunem, ca să facem totuși o compartimentare serioasă, gândindu-ne că spiritual suntem ispitiți prin cel rău tot timpul. Dar prin tehnologii sau prin lucrurile sensibile pe care noi înșine le-am făcut, de data aceasta suntem cei mai ispitiți. Suntem în situația unui paradox. Omul și-a construit un obiect care îl împiedică perfect în drumul lui spiritual. Adică e piedica desăvârșită pe care el singur și-a construit-o. E dramatică situația asta. E ca acela care își face o armă și se accidentează cu ea mortal, în dorința de a o folosi cum trebuie, să spunem, și a o cerceta, să optimizeze, ajunge să-și facă rău. Numai că în cazul acesta noi nu avem un accident aici, e un comportament construit, dobândit și în mare măsură cultivat de lumea în care trăim și cu motivație financiară serioasă. Ce face din telefonul mobil în condițiile unei culturi dopaminergice să fie piedica desăvârșită a vieții noastre? Spuneam că atractivitatea noastră, această dorință de mai mult, este hrănită de posibilitatea ofertelor noi
pe care le poate produce, de exemplu, divertismentul. Industria de divertisment este un producător desăvârșit. Astăzi știm că în internet, spre exemplu, există zeci, sute de ore de montaje video noi. Apar filme pe care noi n-am reușit să le vedem și pe care, atât de multe fiind, niciodată nu le vom putea vedea. Apar postări noi pe paginile de Facebook, pe paginile personale, sunt încărcări noi din partea vloggerilor care fac lucrul acesta. Deci există un conținut nou, mereu nou, și tot timpul această noutate este evidentă, are un caracter de ireductibilitate în sensul că ceea ce se pune, se postează, nu a mai fost postat în niciun fel. Puține lucruri sunt repostate, de cele mai multe ori sunt conținuturi noi. Noutatea ne atrage pentru că ne creează o surpriză. Nouă ne place să fim surprinși, oamenilor le place surpriza și nu uită surprizele plăcute. Păstrăm foarte bine în minte locurile pe unde am fost surprinși, ce anume ne-a surprins și dacă avem posibilitatea să ajungem din nou acolo, vom merge iarăși căutând din nou surpriza. Ceea ce ne surprinde este din îndeopște căutat, iar și iar. Până când? Până nu ne mai creează surpriza. Noi știm lucrul acesta. Putem vedea un film de două ori sau de trei ori, putem citi o carte de două sau de trei ori, câtă vreme ea își mai păstrează prospețimea și ne surprinde. În momentul în care nu mai prezintă o surpriză pentru noi, nu mai are capacitatea sau calitatea de a ne surprinde, nu mai este atractivă. Surpriza ne atrage. Noutatea ne atrage. Civilizația interesată mult de creșterea productivității economice s-a pliat bine peste această biochimie a noului sau a surprizei și produce dispozitive an de an. Majoritatea articolelor electronice și chiar a mașinilor sunt cu o durată de viață scurtă, au o perioadă de valabilitate morală destul de scurtă, iar unele dintre ele, multe dintre ele, sunt abandonate înainte de a fi uzate, pentru că altele venind le depășesc în noutate și în surpriză. Și noi știm cu toții deja lucrul acesta, există foarte multe articole care sunt declarate vechi mai înainte de a fi uzate propriu-zis, pentru că altele noi vin cu un design complet diferit, cu opționale complet diferite, care apărând acum le depășesc atât de mult pe cele pe care le-am achiziționat în urmă cu un an sau doi, încât senzația este că ce avem este din secolul trecut. Atât de mare este transformarea obiectelor și designerii lucrează din plin la lucrul acesta, încât să ai sentimentul că tot ce ți-ai cumpărat în urmă cu 2-3 ani în casă este complet depășit. Dinspre această dorință de noutate vine și această productivitate sporită și varietate de produse care sunt mereu puse în circulație și sunt vândute cu surle și trâmbițe în sărbătoriri de consum, cum sunt Black Friday, spre exemplu. Ce se întâmplă când această dorință de noutate, care este din ce în ce mai evidentă în comportamentele noastre, se întâlnește cu o ofertă de noutate tot mai rafinată, tot mai bine pusă la punct, într-un dispozitiv numit telefon mobil sau smartphone pe care îl putem purta în buzunar și cu care avem conexiune la internet. Aici este ispita teribilă a omului spiritual din secolul 21, suprapunerea dintre smartphone și internet. Este o categorie de experiență pe care specialiștii o au în evidență, o cercetează cu multă atenție și ei spun lucrurile acestea. Evaluările despre care vorbim acum nu sunt evaluări încă spirituale, duhovnicești. Vom aduce în discuție și aceste lucruri, dar ceva mai târziu.
Producția de materiale video și de experiențe vizuale în general este foarte crescută. Avem o cantitate foarte mare de materiale pe internet, o producție din ce în ce mai accelerată, să spun. Și aproape oricine are posibilitatea să vadă un conținut imens într-o temă sau într-o arie unde are o preocupare. Puteți să alegeți la întâmplare un subiect, nu știu, creșterea viermilor de mătase sau, nu știu, excavatoare sau motoare diesel sau, nu știu, păpădia. Și putem intra pe internet și putem găsi sute de pagini, mii de pagini de conținut, documentare, filme, elemente de ordin tehnic, estetică, pătrunderea în diverse forme acestor articole în arii care aproape că n-au nicio legătură cu elementele de bază, să spunem. Întâmplându-se așa, de fapt, aici, în smartphone, avem această posibilitate nebănuită în urmă cu 100 de ani și aproape imposibil de cenzurat sau de limitat în privința comportamentului. Ce ne oferă în cazul acesta un telefon mobil care este conectat la rețeaua, la date mobile și care are acces la date mobile fără limită? Pentru că despre asta vorbim. E vorba de un acces la internet fără limite. Mai sunt abonamente unde acest acces este limitat la 50 de gigabytes, spre exemplu, dar încet, încet accesul va fi liber și sunt deja abonamente pe piață foarte ieftine unde avem acces nelimitat la baza de date, la datele mobile, deci la internet. Și atunci ce obținem, de fapt? Printr-un smartphone conectat la internet putem obține orice vreau să văd, oricând vreau să văd, oricât de mult aș vrea să văd, oriunde aș fi. Așa crește oferta prin intermediul smartphone-ului. Că aici sunt doi vectori care sunt suprapuși, este smartphone-ul și internetul. Internetul este o instanță care crește independent. Internetul crește ca un spațiu virtual unde toată lumea are libertatea să se exprime și toate conținuturile sunt postate, foarte puține sunt cenzurate. Deci, cumva, internetul reprezintă deja o piață infinită în care aproape orice doleanță poate fi îndeplinită în termen de a vedea. Dacă vrei să vezi ceva, poți să vezi și aproape orice vrei să vezi, poți să vezi. Și oricând, dacă vrei să vezi, poți să vezi. Și oricât de mult ai vrea să te uiți, te poți uita. Și oriunde ai fi, astăzi aproape ajungem și în situația aceasta de a ne afla oriunde, și de a avea acces oriunde la ceea ce vrem să vedem. Niciodată n-am fost ispitiți în termenii aceștia. Până acum 50-60 de ani, dacă cineva ar fi vrut să bea un pahar de alcool, ar fi trebuit să coboare din casă și să iasă din curte și să vină în centrul orașului sau satului și să se ducă să-și poată cumpăra băutură de acolo de unde se vindea această băutură. Pentru asta trebuia să plătească și să se grăbească pentru că târziu au apărut aceste locuri unde alcoolul este vândut toată noaptea. De regulă avea un program și după program nu mai era cum să cumperi. Eventualitatea în care își cumpăra, erau posibile situațiile în care rezerva să se termine, iarăși trebuia să plece. Cineva care ar fi vrut să vadă un film, ar fi trebuit să călătorească, să ajungă să vadă filmul undeva și trebuia să aștepte ca acel film să se difuzeze la ora la care era programat și trebuia să plătească lucrul acesta. Dacă vrea să-l mai vadă odată, iarăși.
mai mult, stimulează foarte